nici de ăștia care umblă cu pile, ca să-și facă loc în viață, în muzică, în orice ce. Ăștia sunt niște tipi care au pornit-o din anonimat până ajuns ce sunt. Și atunci așa că nu văd de ce să nu se bucure toți, iar care nu știi despre ce e vorba, să ia aminte, cam asta ar fi. Dimiseara la toată lumea. Bonjourdui. Putem spune, iată, că în acest moment cu toată lumea vom asista la prima emisiune a televiziunii române care se va petrece în totalitate după ora închiderii. Așa că suntem liberi să stăm cât vrem, să facem ce vrem și să ascultăm mai ales ce muzică vrem noi. Și ce muzică vrem noi? Ce muzică vrem noi? Am putea vorbi în această noapte despre jazz și blues, am putea cânta despre jazz și blues, mai ales că sunt, nu, două genuri care sunt într-o contopire permanentă. Sunt doi frați gemeni din aceeași mamă. Muzica africană și muzica europeană și se poate spune că bluesul este izvorul, unul dintre izvoarele importante ale jazzului, alături de ragtime, alături de negro spirituals, dar în același timp este și un gen în sine, însă ele sunt legate prin expresie, prin feeling, prin felul de a simți. Multă lume vorbește de jazz și de blues ca fiind uneori același lucru, dar bine e să ne aducem aminte de faptul că jazzul este, nu-i așa, rezultatul contopirii a două surse. Ragtime, care are foarte mult din zona europeană, irlandezi, francezi, englezi și așa mai departe, și partea cealaltă, afroamericană, să zicem așa, blues. Aceste două zone contopindu-se, rezultatul sonor ulterior a fost devastator. Iată, a trecut mai bine de 100 de ani de când acest lucru se întâmplă. A devenit din apanajul unui mic ținut, din apanajul unei muzici, unei minorități etnice. Unei zone, New Orleans, mai bine. O zonă s-a transformat într-o muzică periplanetară. Wow! Cum ar spune. Hallelujah! Dar stă, așa stă bine unor musafiri ca noi, ce pătrunem în case dumneavoastră, întâi să ne descălțăm, să vă dăm bună seara și să ne și prezentăm. Vă să zic că în casa dumneavoastră, astăzi au intrat pe rând un domn care cântă la pian, un distins domn. El se numește Otello, Florentin Milkov, Otello. Apoi un basist care dă, să zicem, savoarea secției ritmice în jazz. Ce-ar fi jazzul fără secția ritmică, nu? Este vorba de domnul Ian Kepa. Ian Kepa. Ție-ți revine onoarea să vorbești despre tobă. Despre tobă, numai bine, Marius Vintilă. Marius Dorin Vintilă. Iar la chitară l-avem pe Marian Mac Aciobăniței, un chitarist de blues autentic, un mare pasionat de blues. Dar pentru că vorbim de pasiuni, Florian, multe lucruri s-au întâmplat până în acest moment când asistăm la marea noastră revenire. Într-adevăr, de când nu ne-am văzut, au apărut secții de jazz pe la conservatoare, în București, în Iași, în Cluj, în Timișoara. De asemenea, au apărut multe formații, mulți muzicieni noi, s-au
construit festivaluri ca niște evenimente de mare atractivitate, niște nuclee de condensare pentru interesul publicului larg și am putea spune multe despre aceste festivaluri, fie că ele au fost făcute de oameni din domeniul muzicii, fie de iubitori ai muzicii în general, care au încercat să arate publicului că jazzul poate umple și o sala Palatului. Da. Astăzi, prieteni, vom avea o emisie specială. Prima noastră, să zicem, emisie din Marea Revenire. Este o emisie în care am invitat mai mulți oameni de seamă ai jazzului care vă vor saluta, vă vor saluta artistic în primul rând. Și cu voia ta, Florian, o să-mi permit să-l invităm pe unul dintre cei mai importanți pianiști pe care i-a avut și are la ora aceasta jazzul românesc. Unul dintre cei trei monștri sacri, toți legați de claviatura în alb și negru, este vorba despre maestrul Marius Pop. Găsit, domnule Marius Pop, fiți binevenit. Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Unora le în place. În plină vervă și în plină, în plină desfășurare. Și din partea mea, bine ai venit, Marius Jazz. Unora le place, ne-am spus noi acestei întâlniri care se petrece totdeauna după ora de închidere. Nu știu dacă e tocmai bună denumirea asta, dar eu știu că dumneavoastră și știi, toată lumea știe că una dintre preocupările majore ale carierei dumneavoastră a fost să creșteți generații și generații de muzicieni de jazz. Și că atare a fost mereu în preajma tinerilor. Le-ați simțit pulsul, dorințele, orientările? Le-am simțit și orientările, le-am simțit și, să zicem, micile lor grosolănii și stângăcii. Am înțeles. Unde se află jazzul acum, în, după părerea noastră, în preocupările lor? Începe să formeze o categorie de instrumentiști de jazz care se pregătesc să intre în competiție europeană, zic deocamdată. Dar probabil că o să vină competiția, se va lărgi cu timpul și va deveni poate mondială. Deja unii se duc și își câștigă masterate în străinătate, au performanțe, fac turnee, cântă, se lansează și se vorbește despre ei în lumea jazzului. Putem vorbi, Florian, de o generație care a adus o schimbare? Da, într-adevăr. Există acum tineri care au crescut și care se apropie de jumătate de veac de existență pământeană. Să ne amintim că așa s-a întâmplat să fie, anul 2009 este anul unor aniversări. În data de 12 martie, Marian Georgescu, ghitaristul binecunoscut, a împlinit 50 de ani. În 24 aprilie, același an, saxofonistul Garbis de Dian va împlini 50 de ani. În 15 iunie 2009, saxofonistul Nicolae Simion va împlini 50 de ani. Și în 30 septembrie 2009, pianistul Ion Baciu Junior a împlinit 50 de ani. Și anul 60. Acesta este anul aniversar Benny Goodman. Așa că avem o generație de mijloc, da, adevărat. Sigur că noi suntem foarte pasionați de ceea ce facem. Uneori nu vedem lumea reală din jurul nostru. Ce fel de feedback se găsește în momentul ăsta în lumea asta a telefonelor mobile, a sutelor de canale de televiziune, de știri și așa mai departe? Jazzul de multe ori este privit ca un fel de mâncare dintr-un restaurant de lux sau ca un fel de mâncare dintr-un
să zicem, într-un restaurant studențesc cu meniu fix, mai multe feluri. Dar cred că trebuie, pentru că asta este jazzul, adică are mai multe planuri dintre astea pe care îl poți înțelege. Pentru că vorbeam de o aniversare, Benny Goodman, ce ați zice, domnule Marius Popu, în această seară, în marea revenire a lui Mike Godoroja și Florian Lungu, să facem un moment... Un Benny Goodman al jazzului românesc.
Din totdeauna, jazzul a constituit pentru mine o fascinație, parcă un cod secret al muzicii. Să zic că avem în această, în această seară care se petrece totdeauna, vă repet, după ora închidrii avem voie să facem ce vrem în această emisiune, pentru că unora le place. Avem un invitat foarte special. Într-adevăr, un invitat care anul trecut ne-a delectat cu 94 de concerte, dacă nu mă înșel. Da, așa spun contabilii mei și îi cred. Mr. Guitar Man. Mersi mult că m-ați invitat și că v-ați gândit la mine. Mulțumesc foarte frumos și mult succes cu emisiunea asta nouă. Minunat, minunat. Să dea, domnul, cu mare drag. Vorbeam mai devreme de relația sufletească a acestor două genuri, jazz și blues. Dar invitându-ne pe tine în emisiune, mă trece un gând care ar suna cam așa. A.G. Weinberger, pentru blues trebuie să fii pregătit să fii un pic misionar, un pic preot? Nu cred. Trebuie să fii destul de disperat ca să n-ai altă șansă. Și atunci n-ai plan de scăpare. Și blues, jazz, să știți că s-ar putea să vă surprindă ceea ce spun. Eu nu mai cred în aceste denumiri. Dacă acceptăm ideea că jazz, blues, rock and roll sau soul sunt coloana sonoră a vieții, atunci trebuie să acceptăm și ideea că aceste lucruri, aceste matrici se schimbă în permanență. Și dacă viața se accelerează, dacă paranoia noastră zilnică se schimbă, dacă ritmurile, dacă pașii de dans se schimbă, atunci și aceste genuri trebuie să reflecte adevărul acestor lucruri.
Prin urmare, probabil că, nu știu la jazz, dar la blues cu siguranță și pot să afirm acest lucru, nu se mai cântă blues în lume. În cel puțin în acea perspectivă de cum a fost denumit asta în lexicoanele și în diversele studii de la Smithsonian Institute sau... pentru că ăla este o treabă istorică, estetică, frumoasă, dar nu mai reprezintă adevărul meu și al nostru. Actual. În 2009. Exact. Actual. Iartă-mă o glumă. Știi care este culmea playback-ului? Să faci playback la karaoke. Dar nu se pot... Bluesul mai are o chestie, un plus. Adică prin elasticitatea formei bluesului permite texte. Permite texte elastice pe care jazzul nu ți le permite. Jazzul este o muzică instrumentală și poate din cauza asta este mai puțin mai stringentă pentru public și mai crispantă, că lumea zice, stai puțin, că e mai complicat de înțeles numai instrumentul. Vocea umană e mai caldă, e mai apropiată. Însă bluesul are acest avantaj că textul care este, poate fi foarte elastic și foarte la îndemâna interpretului, autorului, poate să spună mult mai multe lucruri prin viu grai. Text înseamnă până la urmă ajungem repede la suflet, ajungem repede la inimă. Dar asta știm doar noi muzicienii. Publicul nu trebuie să știe aceste mici taine ale noastre. Pentru că de ce să speriem un public de blues ca să meargă la un concert de jazz? Doar pentru că nu asta știm noi. Important este, cred, ca să stăm cu brațele deschise și venim noi către voi. Veniți, petreceți cu noi 2-3 ore. Attila, dragă, nu uita că între momentele cu text poate să urmeze momentele solistice fără. Exact, și pauza este o notă muzicală foarte importantă. Da. Cum zicea cineva, pauza care urmează unei simfonii de Mozart este tot al lui Mozart. Da. Care este, AG, secretul pentru care un muzician de blues poate să facă 1 milion de euro? Să pornească de la 2 milioane. Asta este. Bun, doamnelor și domnilor, în această noapte, specială, avem și cântări speciale. Dați-mi voie să invit în scenă trupa lui A.G. Weinberger și o să ascultăm o piesă minunată cu A.G. Weinberger. Thank you.
jazzul, într-o perioadă în care în România intra foarte greu orice gen de muzică, în afară de cantate, ode și așa mai departe, jazzul totuși a intrat în România datorită nu numai curajului, pentru că pot să vorbesc de curaj și mă gândesc la prietenul meu, moldoveanul meu, Johnny Răducanu, care iarăși, nu numai ca apariție, ca figură, ca personalitate, ca ceea ce transmite Johnny, dar a adus și a reușit să promoveze un jazz de o calitate internațională, el fiind cunoscut în toată lumea. Deci datorăm foarte mult acestor mari înaintași ai noștri care ne-au apropiat atât de mult de acest gen minunat. Bine ați venit în această seară la Unora le place, domnule Johnny Răducanu. Acest generic al emisiunii Unora le place, sperăm să se metamorfozeze în multora le place. Florian, dragă, uite, numai dacă te uiți aici la stângă dreapta, aici sunt numai elitele, țările ăștia. Așa că nu văd pe nimeni să nu se bucure. Pentru că nu e nimeni mediocru aici, nici de aceia care umblă cu pile, ca să-și facă loc în viață, în muzică, în orice. Așa sunt niște tipi care au pornit-o din anonimat până ajuns ce sunt. Și atunci așa că nu văd de ce să nu se bucure toți, iar care nu știe despre ce e vorba, să ia aminte, cam asta ar fi. Săracul poporul român este bombardat și educat cultural de la televiziunile românești. Ce încercăm noi astăzi? Asta încercăm, să arătăm și alt fel de lucruri oamenilor, să nu creadă că manele și toate drăcilele care fac fetele goale și toate aia care spune muzician la unul care nu știe nici să țină chitara în mână, face muzician. Pe muzician era maestru George Ionescu, iar noi suntem muzicanți. E rușine să spui și muzicant asta în România. Așa că mesile și ce aveți de gând, faceți acum că am terminat, nu mai vreau să discut ceva. M-am enervat, gata. Acum câți ani buni ați fost ales într-un program american pe vremea lui Ceaușescu. Ați fost ales într-un program american de aproape o lună sau mai bine, dacă nu mă înșel, să parcurgeți la New York o emisie zdravă de tot, de oameni care se ocupă cu cultura, chiar într-o țară care toți o bajocură că nu au cultură, de bine, întâmplă acolo e totul adunat și condus niște oameni deștepți care fac tot posibil ca poporul american să afle măcar ce e cultură. Este How About News se cheamă. Acolo e o emisie care merg, îi se adresează la cele 600 și ceva de circuite. Dânsul știi că l-am întâlnit la Las Vegas și se cheamă, știi, de emisiile astea. Din cele 600 și ceva de emisii de televiziuni au comun How About the News. How About the News. Și atunci acolo la New York ăsta, prietenul meu, Dumnezeu să-l odinească, Tommy Flanagan, n-a putut să spună Johnny Răducanu și m-a botezat Johnny Redgun. Așa că unii din muzicanți și ceva fan mă știe așa. Și cum eu la Bad News am spus Leonor, duceți-vă americanilor și bateți mătănii astea în timpul comunismului era, că v-ați născut în America, aveți pașapoarte americane și că sunteți niște ignoranți. Și de atunci eu sunt, cum fac și aici, fac și acolo. Stai liniște, acolo am mai mult succes. Acolo când înjur mă aplaud, aici când înjur mă blestimă. Acolo, la emisiile la Bad News, am pregătit și la... Este o bibliotecă mondială de discuri de jazz și la Washington și la New York, care e condusă de Dan Morgenstern,
și acolo am plasat discurile de jazz al lui Marius Popa, ai auzit de el? Și am auzit la toți muzicanții de jazz creștini, le-am băgat discurile acolo și sunt. Fiindcă la Washington, când am umblat în computer, nu erau decât doi muzicanți din România, George Enescu și Paul Constantinescu, atâta. Thank you.
jazzul, deși îți dă sentimentul că permanent improvizează, este un mod foarte riguros de a cânta muzică, de a compune, de a trata. Însăși libertatea pe care ți-o iei de a prelua o temă clasică și a intra cu ea într-o anarhie, în ghilimele, jazzistică, presupune o pregătire muzicală extraordinară. Blues, jazz, cum am ajuns să-mi placă? Foarte simplu, aparțin unei generații care s-a ridicat pe muzica asta. S-a ridicat pe rock, pe blues, pe jazz. Deloc întâmplător și aud cu mare bucurie că, în fine, vechii mei prieteni din tinerețuri, Sweet Florian Lungu, care vine dintr-o perioadă fabuloasă, perioada în care pop-rock auzeam de la Cornel Chiriac și despre jazz ne învăța Sweet Florian Lungu. Acum îl are partener pe prietenul și fostul nostru coleg de televiziune, Mișu Godoroja, pentru partea de blues. Voi fi un fanatic telespectator. Ei, a fost marea revenire. A fost Florian Lungu. A fost Mihai Godoroja. Și au fost invitații noștri de onoare. Domnul Marius Pop, domnul Johnny Răducanu și A.G. Weinberger, vă mulțumim din suflet că ne-ați onorat cu prezența, iar noi vă așteptăm și săptămâna viitoare la Unora le place.